O bătrână cerșetoare, zi de zi umbla prin sat, cerea hrană de mâncare sau ceva de îmbrăcat. A ajuns și la o casă mare, cu oameni bogați, cu piscină, cu terasă, dar păreau cam iritați, supărați, nevoie mare pe bătrână că cerșește, că le strică din onoare pe la poartă când sosește. Și atunci stăpânul casei, vrând să-și bată joc de ea, îi arăt eu ticăloasei să n-o văd la poarta mea. Într-un coș a pus gunoi, l-a împachetat frumos și îl dădu ca un ciocoi. Azi am fost mai generos! Bătrânica mulțumită a plecat la casa sa, însă a rămas uimită când văzu ce se afla. Și a doua zi în zori se întoarse la bogat, a umplut coșul cu flori, i-l a dat și a plecat. El rămăsese uimit, nu știa ce să răspundă. Ce am dat și ce am primit de la biata moribundă? Stai, bătrână, nu pleca! Alerga într-un resuflet spre bătrâna ce zicea. Omul dă ce are în suflet, fii atent cum faci un bine și fii milostiv mereu. Mâine poți să fii ca mine, încercat de Dumnezeu. Omul dă ce are în suflet, de Iurie Hemei. Frumoasă poezie. O zi faină să aveți, dragilor, și gândiți-vă,